Salut! Bine te-am regăsit pe canalul Infomate. Așa cum ți-am promis, vom continua rezolvarea testului 57 până la finalizarea lui în întregime. În acest video vom prezenta problemele 1, 2 și 3 de la subiectul al doilea, urmând ca în video următor să abordăm și problemele 4, 5 și 6. Bineînțeles și în alte videouri subiectul al treilea, însă problemele fiind puțin mai complexe, detaliile fiind puțin mai, mai multe, este nevoie de timp suplimentar. Așa că le vom lua pas cu pas. Să trecem așadar la citirea problemelor, înțelegerea enunțului. Problemei 1. În desenul alăturat sunt reprezentate patru triunghiuri. Singurul triunghi cel este cel din figura și noi trebuie să căutăm răspunsul corect. Avem în partea dreaptă cele patru triunghiuri. Așa cum știm, un triunghi cel este triunghiul care are două laturi congruente sau câte două unghiuri congruente, unghiurile de la bază. În figurile afișate, avem patru triunghiuri ale căror laturi se cunosc așadar, va trebui să analizăm, să vedem care triunghi are două laturi congruente. Prim figura numărul 1, laturile sunt 2, 3 și 4. Asta înseamnă că avem un triunghi oarecare. Uh, figura numărul 2, 3, 4 și 5, figura numărul 3, 6, 6, 8, iar figura numărul 4 uh, are laturile egale cu 18. 14 și respectiv 15. Așa cum am spus, căutăm un triunghi isoscel cu laturi, două laturi congruente și îl observăm pe cel de-al treilea triunghi, care are uh, două muchi egale cu 6. Așadar, răspunsul corect este figura numărul 3, uh, ce corespunde variantei de răspuns C. Această Exercițiul această problemă de geometrie a fost una bazată pe teorie și sunt convinsă că nu pune probleme, dar să continuăm rezolvarea celorlalte. La numărul 2 avem următorul enunț. În figura alăturată, punctul D este simetricul punctului A față de punctul B, iar triunghiul ABC este echilateral. Măsura unghiului ADC este x-grade. Problema ne cere să aflăm tocmai valoarea acestui x, al unghiului ADC. Știind că triunghiul ABC este echilateral, știm despre triunghiurile echilaterale că au toate laturile congruente, cât și toate unghiurile congruente cum suma tuturor unghiurilor un, într-un triunghi este 180 de grade, asta înseamnă că un unghi sau mas, măsura fiecărui unghi într-un triunghi uh, echilateral este 180 împărțit la 3, echivalent cu 60 de grade. Asta înseamnă că unghiul ABC are valoarea de 60 de grade. Cunoscând unghiul Alungit ABD cu valoarea de 180 de grade, putem afla unghiul CBD. Prin diferență, 180-60 de grade este egal cu 120 de grade. Mai știm că AB este congruent cu BD. De unde acest lucru? Din. Uh, enunțul problemei ne spune că D este simetricul punctului A față de B. Ce înseamnă asta? Că față de B laturile segmentului respectiv A și D sunt egal depărătate. Asta înseamnă că AB este incongruent cu BD. Dar AB din triunghiul echilateral era congruent și cu BC. Asta înseamnă că BC congruent cu BD. Dacă două laturi sunt congruente într-un triunghi, rezultă că în triunghiul BCD, unde BC egal BD, triunghiul BCD este isoscel. Asta înseamnă că unghiurile de la bază sunt congruente, iar unghiul BCD e congruent cu unghiul BD. C și egal cu X grade. Aplicând aceeași ă, definiție, suma tuturor unghiurilor într-un triunghi este 180 de grade și cunoaștem unghiul CBD, putem afla valoarea lui X. Deci, X plus X plus 120 de grade este egal 180 de grade. Rezolvăm ecuația 2x egal 180-120 egal 60 de grade. Rezultă că x este 30 de grade, ceea ce înseamnă că răspunsul corect al acestei probleme este varianta C. Trecem mai departe la problema 3, tot o problemă de geometrie. În figura alăturată este reprezentată schița unei camere, având forma pătratului ABCD cu perimetrul egal 40 metri. Dacă punctul M este în mijlocul laturii BC, atunci distanța de la M la latura A la dreapta BD este egală cu. După cum știm, distanța de la un punct la o dreaptă îl reprezintă perpendiculara din acel punct pe acea dreaptă, adică este o, practic, o înălțime. Și o notăm cu N, interscripția lui MN cu BD. Știm că perimetrul lui ABCD este 4 ori BC, ABCD fiind un pătrat, toate laturile pătratului sunt egale, de aici putem afla valoarea unei singure laturi egal 40 împărțit la 4, 10 metri. Mai știm că M este în mijlocul lui BC. Rezultă că CM e congruent cu MB, care e egal cu 10 cm împărțit la 2 egal uh, metri, pardon, 5 metri. Dar BD este diagonală în pătrat, iar formula este latură radical din 2. Asta înseamnă că BD este egal cu 10, cât este o latură a pătratului, radical din 2 metri. Unim PD cu M și știm că MN este perpendicular pe DB. În triunghiul DMC, DM îl reprezintă ipotenuză. Știm pe C și pe CM și putem afla, cu teorema lui Pitagora, ipotenuza DM. Este egal radical din DC la puterea a doua plus CM la puterea a doua. Egal mai departe 10 la puterea a doua plus 5 la puterea a doua egal radical 125, care înseamnă 5 radical din 5 metri. DM este mediană în triunghiul DCB, deoarece este mijlocul segmentului de la baza triunghiului BC. Rezultă că aria lui DMB o reprezintă aria lui DCB împărțit la 2. Dar area lui DCB fiind un triunghi dreptunghic cu unghiul C egal 90 de grade, este catetă mulți cu catetă totul supra 2, adică DC mulți cu CB totul supra 2. Înlocuim în formulă și obținem că area lui DMB este egal cu uh, 10 ori 10 totul supra 4. Care înseamnă 25 de metri pătrați. Dar area lui DMB o reprezintă înălțime ori bază, totul supra 2, care înseamnă Mn înmulțit cu DB supra 2. De unde putem să scoatem pe Mn, care este egal cu 2 ori 25 împărțit la DB. 10 radical din 2. Se simplifică 50 cu 10 și rămâne 5 supra radical din 2. Și am aflat uh, această distanță de la punctul M la dreapta de B, valoare care corespunde punctului uh, de răspuns punctul B mic. Mă bucur că ai urmărit până la final. Îți doresc succes în continuare! Dacă ai întrebări, nu uita să mi le adresezi în comentarii, și nu uita să te abonezi, bineînțeles, și să-ți activezi notificările pentru a primi uh, cât mai repede uh, noțiunile pe care ți le-am pregătit, atât teoretice pe care le aplicăm la fiecare problemă în parte, cât și continuarea rezolvării acestui test. Spor la lucru. Pa.